Iisus este Domnul meu. Aleluia, aleluia, Iisus este în ceasul greu. Aleluia, aleluia, Iisus este Domnul meu. Thank you.
cel din Psalmul 91, pe care vă mergeți, mă mulțumesc, Domnule. Cel ce stă sub ocratica celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. Glorie. El te va acoperi cu penele lui și și te vei ascunde sub aripile lui. Căci spus ce pauză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeată care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molina care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cer până turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Amin. Amin. Yeah.
Ferici de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Slăviți să fie numele vieții. Spune salmist în Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul câte vreme. În orice vreme. Lauda lui pleacă totdeauna în gura mea. Cine se laudă sufletul în Domnul, să asculte cine reușe să se bucure. Înălțați pe Domnul pe rog mine. Să lăudăm cu toți în numele Lui. Eu am învățat pe Domnul și n-a răspuns. M-ai zbăvit din toate temele mele. Când îți întorci privirile spre El, El îmi vede bucurie și nu știu să o face în rușine. Când strigă nerăcit, Domnul aude și scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnul te vrește în jurul celor ce suntem de El și scapă din primejdie. Văstași și vedeți ce bun este Domnul. Slăbiți să fie bun Domnul. În veșe vreți să preamărâng pe El. Am gândat că putea înainte de astăzi versetul, înainte de vă rugăciune, cum să nu-ți cânt, Iisuse? Cum să nu-ți cânt? Oare cum să nu-L cântăm în Dumnezeu? Oare cum să ne mulțumim Dumnezeu pentru că de câte necadă ne se pasă? De câte accidente ne se pasă Dumnezeu? Să vii să fie în Dumnezeu. De aceea, hai să fie cuvântat pe El așa cum trebuie, în orice vreme. Dumnezeu să ne aduce și să ne binecuvânteze. Să mulțumim din toată inima pentru că El a făcut noi și a ies, ne scot din groapa ferit, din fundul măcirei și ne-a pus picioarele pe stâncă și în urmă și tare laudă. Spune și a zis o laudă pentru Dumnezeu nostru. Spune că mulți au văzut lucrul acesta foarte mult, s-au văzut în Domnul. Slăviți să fie bunul Dumnezeu. Și-o citit, frate, la sire, în Psalmul 91, un Psalm minunat, place Psalmul, spune că când faci din cel bărnat turnul tău de scăpare, să faci din cel bărnat turnul tău de scăpare, să strigăm la cel bărnat, să nu strigăm la Dumnezeu decât la El, pentru că acel bărnat este Dumnezeul Dumnezeilor și împăratul împăratul. El este Dumnezeul Dumnezeilor care ne-a pus în vedere Dumnezeu ăștia. Și pe acesta Dumnezeu a spus că vă sluji pe El până la moarte. Doamne ajută în această oameni, ridicați picioarele de-a Domnului, ca să-i mulțumim pentru că El e partea vieții noastre, ca să-i mulțumim că El mi-a păzut o săptămână întreagă și mi-a păzut de orice rău. Eu strâng de mâna dreaptă și mi-a păzut de orice rău, așa că am zis cântarea înainte. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci de veci. De aceea vreau să dați citire Psalmului 32, după care așa că întâmplă picioarele rugăm Domnului și mulțumim, pentru că El a fost scutul, adăpostul și sprijinul nostru. Și rugăm și pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca Dumnezeu să lasă pacea Lui, să lasă binecuvântarea Lui și îndurarea Lui în familiile noastre. Pentru că avem nevoie de El. Vino și în casa mea, să cântau cântarea înainte, când ispita este grea. Slăviți să fie bunul Dumnezeul nostru. Voi da citire din Psalmul 32. Fericire a cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Fericire Domnul căruia nu ține seama Domnului necirea și Duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se tocă oasele de gemetele mele neprimate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca plaga când se uscă pământul de secheta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai dat bine păcatul meu. De aceea, orice om e blamios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar văsa api mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necar, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Amin. Amin. Putere, putere, în numele Iisus, e iertare, iertare.
e putere în cele fără-i călva. Iisus la scălătoare a vindecat omul, când vine lui venea în ajutor. Și azi are putere și azi întinde brațul acel ce la lumina orbilor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele cea pură, se iubire, salvare. E putere, viene far incalvar. E putere, putere, în numele Iisus. E iertare, iertare, în sângele cea curăție, iubire, salvare și vindecare în dar. E putere, viene far incalvar. Să mai coboare Domnul în popor. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele cea curăție, iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfă din calvar. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, Ce celălalt de lucru Domnului ne va da pe deasupra, mă zis să-ți iei numele Lui. Amin.
Și în Matei, capitolul 11, cu 28, ne spune, zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da o vină. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Mărire! Haideți să vă rugăm Domnul Iisus Hristos și să votăm mai întâi să fie în jurul meu veci. Că jugul Domnului este bun și sarcina lui este ușoară. Dar e bogat, oare luăm sarcina lumea acesta și o ducem pe om, mergând. Așa sunt eu noi făcuți. Domnul să aibă milă de noi, să ne dea ideea să ne dea înțelepciune, fraților. Am vrea să ne ridicăm pe picioare și am vrea să facem chestii. Glorie lui Hristos. 2 Cronici, capitolul 7, începe cu versetul 13. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mânce țara, când voi trăi de ciumă în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga, se va căuta fața mea și se va bate de la căile lui Israel, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi lovi țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi culoarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru că numele meu să-l locuiască în ea pe vecie. Amin. Și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Și mi-am făcut prezent al locul acesta, să o vin dreptul lor și mai dori și dimineața aceasta, slăvit să fie Domnul. De aceea îi mulțumim din inimă de cele bunipare care vreau să-și rugăm pe El să rămână cu noi. Pentru că este bine și frumos când este cu Domnul, cu tine, în familia ta, în viața ta, așa este de bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne ajută la aceasta și El să ne vine cu încredere. Doamne, îți mulțumim de bună. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșitorilor noștri. Și nu ne duce ca noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Tare este împărăția, puterea și slava în vecii vecii. Amin. Când omenirea se preamâne și întuneire tăce, inima mea, Iisus, e scântă, căci Tu mi-ești tot ce-mi doresc. Iisus, Iisus, speranța mea, întâi te mânt. Privindu-ne, te voi înălța, mi-l-am mutat, aleluia.
Aleluia! Iisus, Iisus, speranța mea, în tine mă voi bucura, plângul de voi învăța, mi-a lăudat, Aleluia! Când îți plâng mai carne cale și drumul meu mă pot nimeni,
ce se găsește nejerva ta. Veniți și voi la Golgota, la Calvar păcatul miește, la Calvariu har prime, la Calvar mărturirea mea, îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. Dacă nu te achizi de banii care ți-am împrumutat, iată-ți voi lua copiii pentru tot ce el ți-a dat. Nu e glumă, nu stăpânul. El nu poate păgubi. Banii datoria dă-ni. Sau lua mai trei copii. Doamne, ce durere mare! În femeie a lovit. Chiar în clipa disperării cămătarul a venit. Nu-i destulă încercarea că-și bărbatul a murit. Și sărmana cu orfanii au de acum de suferit. Valul mare cheamă alba ca să cadă peste ei. Ce să fac, că nu se poate ca să-mi ia copiii mei. Să devină rău pe holda omului nesăbuit. Biata mamă năcăjită aștepta un răsărit. Și pe când cu frământare se gândea cum va ieși, din această strântorare, Domnul spre ea privi, Dumnezeu izbăvitorul o salvează, dragii mei. Un bărbat numit prorocul se opri la poarta ei. Vai, părinte, vai, părinte, fiata l-a întâmpinat și i-a spus necazul mare care peste ei a dat. Soțul meu, iubit de Domnul, a murit, știe Elisei. Și acum sunt amărâtă, văduvă între femei. Ba mai mult, pe când trăise, soțul meu a împrumutat ceva bani de alimente de la omul cel bogat. Și acum datoria a rămas pe capul meu, căci bărbatul meu murise, Elisei, știi, robul tău. El s-a încrezut în Domnul, a trăit ca un păgân.
dar de ce așa o știe cel ce i-a tot stăpân. Acum iată că metalul aspru m-a amenințat. El a zis că mi-a copii ca să luna ce mi-a dat. Și vai, cum să-i las să plece, că-și doar ei mi-au mai rămas. Plânsul început să-l nece și să stingă al ei glas. Să-i văd robi, vai, nu se poate. Elisee, Domnul meu, vin la tine cu necazul, tu, om al lui Dumnezeu. Ce pot face eu, femeie, spune-mi ce mai ai acasă. Roaba ta e mare lipsă, doar puțin ulei în vas. Bani nu am, nici vol de pline, doi copii și acest ulei. Dumnezeu lui Israel să se îndure azi de ei. Atunci Domnul îi răspunde prin proroc ce minunat, să rămână credincioasă Domnului neîncetat. Du-te la vecini și cere împrumută de la ei. Vase multe, vase goale, vase ca să pui ulei. Intră apoi în odăiță și din ce ți-a mai rămas, umple cele vase goale cu al tău ulei din vas. Doar atât i-a zis prorocul și s-a dus că l-ai văzut. Atunci mama cu copiii au pornit pe împrumut. Să adune cât mai multe vase după cum i-a spus cel ce a adus mesajul de la Dumnezeu de sus. Și bătând la prima poartă, acei doi copii smeriți, repede veni vecina și întreabă, ce doriți? Cum să spunem, știi, mămica, ne-a trimis și ne-am temut. Știu, le zise scurt vecina, iarăși după împrumut. Ce v-a zis, făină, sare, spuneți uite ce doriți. Nu, nici una, nici cealaltă, i-au răspuns cei doi smeriți. Atunci ce, un drop de aur? Hai, grăbiți-vă, ce stați? Pentru ce ați venit? Răspundeți. Pentru ce mă deranjați? Mama te-a rugat, vecină, vase goale să ne dai, să ne împrumuți acestea câte vrei sau câte ai. Și mirată fuge iute la bărbat ai tăi numit. Iar așa au venit vecini, au venit cei doi copii. Știu, îi zise încet bărbatul, iarăși după împrumut. Ce mai vor, ulei sau sare? Spune-mi ce ți-a mai cerut. Nu, bărbate, vase goale. Vase goale? Ce-au pățit? Și râdeau cei doi în bohoft, dar deodată s-au oprit. Vase goale? Dă-le, dragă, bine că nu vor ulei. Și le-au dat mai multe oale și au râs cei doi de ei. Și intrând în odăiță, mama cu ei copii, începură să adune bani pentru datorii. Masa e plină cu ulcioare, adunate din vecini. Mama a început la lucru cu frumoși inimezii. Ce faci, mamă? O întreabă cei doi cam nedumeriți. Când le-a spus să țină vasul și să fie pregătiți, ca să toarne din ulciorul de pe raftul prăfuit în acele vase goale care ei le-au pregătit. Nu înțeleg, e mult mai mare vasul cel împrumutat decât vasul nostru mamă, zise cel mai mic băiat. Și apoi ce folosești, zise celălalt uimit, de-am adus atâtea vase și aici le-am pregătit. Stai puțin, să vezi minunea, pune vasul lângă al meu, zise mama credincioasă mângâind copilul său și privea uimiți copiii cu muleiul curgelin. Iată vasul cel mai mare devenit deodată plin. Dar minunea e și mai mare. Deși vasul s-a umplut, în ulciorul lor rămase un de lemn ca la început. Adu altul, zise mama, și din nou e vasul plin. Doamne, ce minune mare că uleiul curgelin. Atunci au strigat copiii, degetul lui Dumnezeu, înmulțește un de lemn, mamă, în ulciorul tău. Și plângeau de bucurie cu privire la urmă ulciorului. Dumnezeul lui Israel i-a venit în ajutor. Toate vasele sunt pline cu uleiul minunat. Atunci mama fuge iute la proroc alergat. Domnul meu, e masa plină, am așa de mult ulei. Ce să fac cu el, părinte, să-mi salvez copiii mei? Vinde-l și adună banii, să te scapi de datorii. Iar ce-ți mai rămâne, ține, ție și vei tăi copii. Și din nou pe la vecina, iar la poartă au bătut. Mi-a trimis din nou mămica, știu, iar după împrumut. Mai vreți iarăși vase goale? Pentru ce le adunați? Am văzut că și la alții v-ați dus să împrumutați. Nu, vecine, de asta dată, a zis mama, dacă vrei, poate că aveți nevoie ca să cumpărați ulei. Ia, ascultă, băi, bărbate, cu lumea iarăși au venit. Iarăși au venit vecini, știi, din nou după gerșii. Nu, ascultă-mă mai bine, vor să ne vândă ulei. Haide, vină mai aproape, să vorbești și tu cu ei. Lasă-mă, dar stai o clipă. Chiar că asta n-ar fi rău. Voi aveți ulei? De unde?
de la nostru Dumnezeu. Și s-a dat anunț pe ulis și de grabă au venit oamenii să aducă banii pe uleiul înmulțit. Și pe când se strânse suma, mama Iute a plecat să plătească datoria la stăpânul cel bogat. Și bătând la el la poartă, slugeau deschis. Ce vrei? Am venit cu datoria să-mi salvez copiii mei. Vreau o vorbă cu stăpânul. Domnule, sunteți căutat. Zise slugitos cu teamă către omul cel bogat. O femeie din cetate, cea cu multe datorii, vrea cu tine să vorbească, e aici cu ei copii. Și privind-o cu mirare, omul mântru a sărit, ca un leu când vede prada, că-și de ea și-a amintit. Vreți din nou vreo amânare? La voastre datorii? Nu vă iert. Acum e clipa, ca să-ți iau cei doi copii. Nu, stăpâne, e datoria. Uite aici banii tăi. Tu cu banii, cu moșia, iar eu cu copiii mei. Bani? De unde bani, femeie? Domnul mi-a dat să știi. El s-a îndurat de mine și de acești doi copii. Uite bani, fă-ți hambarul cât de mare tu voiești. Dar să știi că fără Domnul fericire nu găsești. Dacă nu ierți pe alții, Domnul nu te va ierta. Bogăția ta cea mare, să știi, nu te va salva. Eu sunt vădăvă săracă, iar ei sunt copii orfani. Tu ai multă bogăție și mai vrei și anuștri bani. Unde lege care scrie să ierți pe îndatorați? Asta e pentru toți stăpâne, chiar și pentru cei bogați. Dar bogatul ca bogatul, după cum ne-a spus Iisus, din porfira cea aleasă, îndurerii când s-a dus. Dumnezeul lui Israel tuturor va răsplăti. Și la văduva săracă și la ei episcopii. Nu cred că ar fi nevoie multe să mai turcuim, că răspunsul de la Domnul în Scriptură îl găsim. De ce a murit prorocul, omul credincios merit? Iar bogatul și zgârcitul mai departe altorii au trăit. De ce a rămas sarmana văduvă cu doi copii, prigonită, apăsată de acei cu bogății? Sigur ne întrebăm adesea când vedem asemeni frați, ca și cei de altă dată prin necazuri încercați. Moare soțul sau soția și rămân copii orfani, fără haine, fără casă, fără pâine, fără bani. Sigur Dumnezeu ne încearcă și pe ei, dar și pe noi. Fraților din adunare, spune ce veți face voi? Veți ierta de datorie? Veți sări în ajutor? Sau levitul și preotul trece tot nepăsător? Iar voi care încercarea foarte jos v-a apăsat, de la văduva săracă, spune ce ați învățat? Ea s-a încrezut în Domnul și uleiul s-a mulțit. De necaz din strântorare, Dumnezeu e zbăvit. Tu așa și nu te teme, Domnul îți va mulți. Un de lemn însuișe proaspăt care te mai înveseli. Nu mai plânge, mamă dragă, spune la copiii tăi că există îndurare sus în cer și pentru ei. Cheamă iar în odăiță, cum Iisus ne-a învățat, căci femeia și copiii către Domnul l-au strigat. Nu te teme de necazul ce a venit și în corpul tău. Cheamă și pe tine cu tine și striga la Dumnezeu, căci prorocul iarăși trece, că la voi nu vă îndoiți. Tot ce va apasă astăzi, Domnului mărturisiți. Domnul poate, Domnul știe, să mulțească ce mai are. Prin răbdare și credință vom ajunge sub în rai. Ca și văduva ascultă și supune-te mereu la cuvântul care vine la noi de la Dumnezeu. Nu cârti în încercare, căci la urmă vei vedea. După multa ta răbdare, Domnul te va ridica și vei sta din nou pe stâncă, cu acei ce au biruit, binecuvântând pe Domnul plin de pace la sfârșit. Rabdă, soră, și iubește, chiar și pe vrăjmașii tăi, care vor să-ți ia copiii și să facă sluji din ei. Tu te roagă, strigă, frate, pentru tot necazul tău. Spune-ți tot ce va apasă fraților lui Dumnezeu, căci răspunsul sigur vine, dacă noi vom insista. Cum a zis Mântuitorul, roagă-te, nu te lăsa. Să venim cu mulțumire, pentru toate să-L slăvim, și necaz și bucurie de la Domnul să primim, căci minunea mulțirii, unde lemnului curat, de aceea din vechime de la moarte a scăpat. Gustă, frate, gustă, soră, gustă, frate, Sfintele Învățături, căci uleiul mântuirii se găsește în Scripturi. Nu ce spun, de-a și bărbia, tot ce spui și ce gândești, se reflecte strălucirea tainilor dumnezeiești. Unde lemn să cerem astăzi, în candele fraților, pentru ziua când venim la mirile slăvit pe nori. Amin. Amin.
așteptam. Ranurile de felii, hainele așterneau, oamenii înaintea lui Iisus. Ei strigau mereu, Osana Dumnezeu, binecuvântat să fie cel ce va veni. Ranurile de felii, hainele așterneau, oamenii înaintea lui Iisus. Yeah.
versetul 11. Luca 18, versetul 11. Fariseul sta în picioare și a început să roage în sine astfel: Dumnezeu, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrept, prea curvat, sau chiar ca vameșul acesta. Haideți să ne fac bucurii. Poate mi se pare nepotrivit versetul acesta pentru o zi atât de luminată, atât de mare în viața bisericii, întâlnirea noastră cu acest Domn Măreț al salvării noastre, cu Iisus Hristos în trup și în sânge, la masa iubirii lui Dumnezeu, dar cred că pentru mulți dintre noi încă mai dăinuiește în mintea noastră și ne gândim, nu de puține ori, mergem la biserică, ne ducem la biserică și de ce ne ducem? Iată, cuvântul lui Dumnezeu, într-un singur verset, ne dorește ca să înțelegem și să pricepem că a veni la biserică nu înseamnă doar să intri pe ușă, să te așezi pe bancă și acolo, rotindu-ți privirea peste ceilalți, să găsești un motiv, dacă nu rostite gândurile tale, măcar frământate mintea ta, în așa fel încât în locul acesta să nu găsești altceva decât momentul gloriei tale personale, al judecății tale asupra celorlalți, al căutării în viața celor de lângă tine, tot felul de motive, tot felul de posibilități, fără să înțelegi că această intrare a ta, această venire a ta la biserică, are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea ca noi, oricare am fi, să pățim ca acest vameș. Că până la urmă urmei, vameșul, dacă ne uităm ca acest fariseu, pentru că vameșul, slavă Domnului, a venit cu inima deschisă și chiar ar trebui să fim în întâlnirea noastră cu Dumnezeu ca vameșul, dar să nu fim ca fariseul, pentru că dacă ne uităm, nici vameșul și nici fariseul n-a venit cu nimic în biserică. Erau la templu. N-a fost încă anul 70 când s-a dărâmat templu și de când nu s-a mai adus jertfă pe altarul lui Dumnezeu. N-a adus nici măcar ce să vorbim din miel. N-a adus o turturică. N-a adus măcar o pasăre cât de cât din cele amintite de cuvântul lui Dumnezeu ca jertfă și să așeze pe altarul lui Dumnezeu. Vameșul s-a adus pe sine în starea în care era, fariseu a venit cu el însuși înaintea lui Dumnezeu. El a venit să-i arate lui Dumnezeu că el este cineva, el poate ceva și tot ceea ce se face el este în legea și în porunca lui Dumnezeu. Și n-a înțeles lucrul esențial al venirii lui la biserică. Și primul lucru care ar trebui să pricepem și noi, că atunci când venim la templu, la întâlnirea cu Dumnezeu, venirea noastră trebuie să aibă un scop, un scop nu doar a veni aici, a ne așeza pe bancă, ci dincolo de toate, fiindcă nu mai suntem din partea firească a existenței lumii acestea, ci suntem niște oameni duhovnicești, scopurile noastre, motivațiile noastre ale venirii în biserică ar trebui să fie cele duhovnicești, glorificat să fie Domnul. Pentru că aici în biserică tu poți să te întâlnești cu Dumnezeu. Dar ca să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să te dezbraci pe tine. Uită-te la vameșul care se ruga. El s-a dezbrăcat, a rămas gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu așa cum este el. Vrei să te întâlnești cu Dumnezeu? El vrea ca tu să te dezbraci înaintea lui de tot ceea ce este viața aceasta pe care o trăiești și să stai înaintea lui Dumnezeu în neputința prezenței tale înaintea lui Dumnezeu. E glasul Dumnezeului prezent în biserică. E totdeauna Dumnezeu și dacă ai venit să auzi glasul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu îți va vorbi.
va vorbi printr-o poezie, printr-o cântare, printr-o predică, printr-un cuvânt. Dumnezeu are atâtea modalități să-ți vorbească, încât poate de multe ori nici nu vrei să înțelegi de ce Dumnezeu îți vorbește în felul acesta. Dar mai mult decât atât, vrei să vii aici, de ce? Să culegi binecuvântările lui Dumnezeu. Ce este cea mai glorioasă binecuvântare pe care Dumnezeu poate să-ți dea la întâlnirea cu El în locul acesta? Iertarea. Iertarea. De această iertare avem nevoie fiecare. O săptămână ne zbenguim în lumea aceasta. Și vezi cum erau farisei. Ei se duceau în piață, veneau acasă, se spălau pentru ca nu cumva să atingându-se de vreun păcătos, că alții erau păcătoși și ei nu, s-a spurcat și trebuia să facă acea spălare care era obiceiul fariseilor. Vii aici, pentru că o săptămână întreagă, încercând să te rogi, încercând să-L lauzi pe Dumnezeu, încercând să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cauți, să găsești în întâlnirea cu Dumnezeu motivația, aleluia, dorinței tale de a primi iertarea de la Dumnezeu. Nu fii aici, în locul acesta, să-ți rezolvi problema zilei tale, ci problema veșniciei tale. În cuvântul lui Dumnezeu întâlnim în Faptele Apostolilor, capitolul 3, o întâmplare care este una dintre cele mai cunoscute, cred. Doi oameni, doi apostoli, se suie la templu la ceasul rugăciunii și acolo găsesc un olog. Care era motivul ologului că a stat acolo? Să primească vindecare sau să-și asigure traiul lui de fiecare zi. Era pus acolo să cerșească în fiecare zi. Nu cu gândul nici cei care l-aduceau, nici el însuși, n-a dorit nici într-o zi să se întâlnească cu Dumnezeu care este vindecătorul. Pentru că dacă dorea să se întâlnească cu vindecătorul, sigur Dumnezeu nu lăsa să stea acolo pe prispa bisericii veșnic olog înaintea oamenilor. Ce a cerut el? Dă-mi un băluț ca să-mi duc traiul. Pe când întâlnirea lui cu Dumnezeu, și dacă tu crezi că în această zi e Dumnezeu aici, e acest Dumnezeu vine să-ți vindece neputința. Vine Dumnezeu să te ridice din această stare a felului tău de a sta neputincios înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea putere, vrea să-ți dea tărie, Dumnezeu vrea să-ți dea o viață nouă. Pentru că în momentul în care Dumnezeu te atinge, aici pe pământul acesta, îți schimbă și gândul, și gândul tău nu va fi viața ta de fiecare zi, bănuțul acela de a-ți cumpăra o pâine, ci va fi viața ta de dincolo de locul acesta. Când ai înțeles scopul venirii tale aici, în locul acesta, vii aici o loc. Și să nu-mi spuneți că o durere în suflet nu te face ca să fii aproape ca un olog. Pentru că nu-ți mai arde de mers, nu-ți mai arde de stat, nu-ți mai arde de umblat durerea, oare cumva te orogește. Nu vrei ca Dumnezeu în această zi să te elibereze de această durere al inimii tale? Nu vrei ca sufletul tău să se umple de bucurie și de nădejde de Dumnezeu? De Doamne, ce dorești? Te întreabă Domnul. Dar un ban. Dumnezeu îți va spune, El nu are bănuți. Dumnezeu nu are în ceruri nici o monedă, nici de aur, nici de argint. Dar ce are Dumnezeu, îți dă cu toată dragul. Ridică-te și umblă, slăbiți-o în Domnul. Al doilea lucru pentru care venim în biserica aceasta, poate de multe ori nu înțelegem statutul nostru. Felul în care, de fapt, venim în locul acesta. Și poate primul lucru pe care nu vrem să recunoaștem este că suntem păcătoși. Fiecare la rândul nostru suntem păcătoși. Că de n-am fi păcătoși, dacă n-am fi așa cum suntem în carnea aceasta, nici cu sângele acesta care spune Dumnezeu, nici carnea, nici sângele nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu și totuși atât de mult ne zbatem să ne menținem în această seară, în această stare al păcatului nostru, să ne menținem în această situație al neputinței noastre, aleluia, în acest statut de om păcătos, că nu vrem să-i mărturisim lui Dumnezeu. Vedeți ce face fariseu? Se îndepărtează de vameși.
și spune eu nu sunt? Oare de câte ori am judecat noi în jurul nostru? Oare de câte ori am judecat noi? Oare de câte ori am fost noi ca și Simon, fariseul care l-a invitat pe Iisus? Oare de câte ori am fost înaintea lui Iisus cu reproșurile, Doamne, dar ăla sau aia, de câte ori am arătat cu degetul și am spus, nu merită? De ce eu, Doamne? Cum poți Tu, Doamne, să mă atingi pe mine, care în fiecare zi fac, în fiecare zi dreg, în fiecare zi alerg, pentru că știi ce facem? Comparându-ne unul cu celălalt, spunem că rugăciunea mea de 3 ori pe zi e suficientă. Și Dumnezeu așteaptă de la mine 7 rugăciuni ca și lui David, nu? O cântare cântată în grabă sau mormăind în drumul mersului meu, o cântare e suficient, altul nici atâta nu face. O jertfă pentru Dumnezeu nu poți să aduce. Pentru că niciodată nu face. Statutul nostru este statutul celui păcătos. Și când vii în biserica aceasta aici, vii ca Dumnezeu, aleluia, să-ți ușureze situația ta. Să-ți ușureze situația ta. Vii și poate spui o poezie, cânti o cântare, îl auzi pe Dumnezeu, ne adunăm împreună, glorificăm în cântare pe Dumnezeu și ce facem noi? Ne lăudăm că am adus un dar lui Dumnezeu. Și am cântat doar pe buzele noastre, am spus de pe buzele noastre, am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu doar de pe buze, neavând și inima așezată pe altarul lui Dumnezeu și toate acestea, fără să ne dăruim lui Dumnezeu, nu are nicio valoare. Aduceți-vă aminte, este tot în cuvântul lui Dumnezeu în Luca, o întâmplare în capitolul 7, când în acasă lui Simon, acest fariseu, care a avut binecuvântarea ca Iisus să intre în casa lui, oare cumva cu motivația fariseului cam șubredă, o dorință care nu era o dorință reală de a fi cu Iisus, doar ca să-L ispitească cu Iisus în casa aceea. Vine o femeie. Femeia aceea are un dar. Sparge vasul acela de alabastru și stropește pe Iisus. Dar oare mirosul nardului scump ar fi bucurat pe Iisus mai mult decât faptul că acea femeie a înțeles statutul ei de păcătoasă? N-a venit în fața lui Iisus și a spus, merit. N-a venit în fața lui Iisus și a spus, Doamne, Tu ai putere să ierți păcătoasa de mine. Și s-a așezat la picioarele lui Iisus și cunoscându-și starea, cunoscându-și locul unde trebuie să stea la picioarele lui Iisus, a spart vasul și a umplut casa cu mirosul nardului frumos, mirositor, era foarte scump un vas, munca unui om pe un an de zile. Dar oare bucuria lui Iisus ar fi fost mare doar pentru atâta? Știți ce spune Iisus lui Simon? De când am intrat în casa aceasta, femeia aceasta n-a încetat să plângă. N-a încetat să șteargă picioarele mele cu părul ei. Ce înseamnă aceasta? Ce ai mai scump în viața ta decât lacrimile tale? Ce ai mai scump decât tu însuți? Frumusețea unei femei, mai ales în acele vremuri, era părul lung. Iar ce tot ce a avut mai frumos din ea, i-a dăruit lui Iisus, fără să se gândească că poate astăzi ne gândim în felul nostru că probabil au umblat pe vremea aia tot în papuci ca acestea, sau în cizme, sau ciorapi eleganți, cum avem noi toate. Nu, atunci umblau desculți, în sandale și erau picioarele prăfuite, poate chiar mai murdare decât cu praf, și era un gest
enorm de frumos să faci lucrul acesta unui alergion om al lui Dumnezeu. Și până la urmă urmei, știți că una dintre criteriile acceptării unei vădve e menționată în cuvântul lui Dumnezeu, este să spele picioarele Sfinților. E un dar, e un har din partea lui Dumnezeu. Și dacă vii aici și aduci doar darul lui Dumnezeu și nu te dăruiești tu lui Dumnezeu, n-ai înțeles că Dumnezeu te vrea pe tine, păcătos cum ești, împreună cu darul tău. Să te eliberezi de orice povară al existenței tale în fața lui Iisus. Și al treilea lucru pe care trebuie să înțelegem, că atunci când venim la biserică, închinarea noastră trebuie să fie o recunoaștere înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști că ai venit înaintea lui Dumnezeu, pentru că tu, ca și om, nu ai ce să-i dai. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și odată am fost pus în situație la începuturile întoarcerii mele la Dumnezeu, cineva mi-a spus, cum explici tu cuvintele care spune Scriptura, să faceți bogății, strângeți comori cu bogățiile nedrepte. Și poate astăzi am înțeles că eu am pe pământul acesta tot ce am, pentru că nu sunt vrednic cu ceea ce am. Și cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din tot ce am, să-i dăruiesc lui Dumnezeu, cu toate că n-am, pentru că tot ce este al meu, aștept eu, zice Dumnezeu, de la voi, jertfe, doar nu e al meu, n-aș putea să iau fără să-ți cer ție, dar așteaptă Dumnezeu să recunosc harul lui Dumnezeu prin faptul că îi dăruiesc lui Dumnezeu și mai mult decât atât. Dumnezeu așteaptă ca în momentul în care vin aici să fiu înaintea lui Dumnezeu descoperit și să-i spun, Doamne, totul este în mâna Ta. Nu pot să nu mă plâng înaintea lui Dumnezeu, că așa sunt. Nu să-i spun, Doamne, mi-a fost greu săptămâna asta. Am avut necazuri, am avut sântărăbiri să-ți spun. Dar Dumnezeu așteaptă de la noi ca în momentul când ai venit aici să-i spui, Doamne, îți așez în mâna Ta toate acestea. Să vii să-mi mulțumești aici lui Dumnezeu că tu care nu meriți binecuvântările lui Dumnezeu le-ai primit. Să-i mulțumești recunoscând lui Dumnezeu lucrul acesta. Că bunătatea lui Dumnezeu de care ai gustat în fiecare zi, te cheamă la pocăință, slăviță fie El. Am putea învăța despre această recunoaștere de la un mare apostol al Cuvântului lui Dumnezeu, de la Petru. Știți pescuirea minunată? Omul, ca și tine, ca și mine, în viața aceasta, ne ocupăm de tot felul de lucruri. Avem meseriile noastre, avem slujba noastră, dacă vreți, în lumea aceasta fiecare. Oare de câte ori am dat greș în slujirea noastră? Oare de câte ori n-am realizat nimic din ceea ce am făcut și ne-am trezit că avem mâinile goale? Dar totuși, dacă vii la Dumnezeu, vei recunoști măreția lui Dumnezeu în viața ta, nu se poate să pleci după ce te întâlnești cu Iisus cu mâinile goale. Petru, și rezultatul a fost că ascultarea de Dumnezeu îți aduce acele bogății de care nici nu te gândești. Mai mult, Petru n-a fost Zacheu. El nu spune niciodată, nicăieri cuvântul lui Dumnezeu, că de bucuria binecuvântărilor lui Dumnezeu a spus înaintea lui Hristos, fiindcă ești Dumnezeu și mi-ai făcut aceasta, eu vin înaintea ta în parte. Da, așa cum a făcut Zacheu. Dumnezeu așteaptă recunoștința. Știți ce a zis Petru? Și mă rog, ca să am curajul și puterea să-i spun, înaintea lui Iisus Hristos, și știu sigur că El nu va face, pleacă din la mine că sunt un păcătos. Ci din potrivă, Iisus Hristos va veni mai aproape de mine. De ce? Pentru că va vedea nevoia mea și dorința mea de a fi cu El, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Să nu uităm, fraților, să știm de ce venim, scopul venirii noastre la biserică, să știm cine suntem, statutul nostru înaintea lui Dumnezeu și să nu uităm că închinarea înseamnă recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin. Am venit aici să ne întâlnim cu Iisus
Și întâlnirea noastră în această zi este o întâlnire binecuvântată, cu siguranța credinței că Iisus este prezent și astăzi poți să-L vezi. Trupul Lui și sângele Lui sunt în mijlocul nostru, slăvit să fie El, ca fiecare dintre noi să primească putere, să primească credință, să trăiască în nădejde, aleluia, că acest Hristos care astăzi este aici, își va împlini făgăduința sus în ceruri, pentru că așa a zis El, dacă mănânc astăzi cu voi aici, voi mânca odată cu voi sus în cerul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și ascultăm două versete din Cuvântul lui Dumnezeu, tot din Luca, capitolul 22, după care împreună ne vom duce pe genunchi, ne vom închina înaintea Domnului și vom ruga ca El să le facă într-adevăr auzit glasul inimilor noastre, ca ne-am cercetat în harul Său și chiar dacă nu suntem vrednici în iubirea Lui, El ne poate face vrednici să ne atingem de El, de trupul și de sângele Lui. Și în urma rugăciunii împreună, voi cere binecuvântare peste pâinea aceasta și peste rodul viței, ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să ne dăruiască harul Său, iubirea și dragostea mare al îndurării sale. Amin. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Amin.